Anul trecut, Muzeul Civilizației Dacice și Romane s-a bucurat de un număr mult mai mare de vizitatori comparativ cu 2012. Cei mai mulți turiști au vizitat Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Reprezentanții Instituției de Cultură din județul Hunedoara au făcut o statistică a celor mai vizitate obiective turistice în anul 2013. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, prin secțiile pe care le are și în teritoriu, a avut în cursul anului 2013 un număr mult mai mare de vizitatori față de anii precedenți. Cel mai mare număr de vizitatori i-am înregistrat la secția de la Sarmisegetusa Ulpia Traiana, apoi la secția de la Brad, la Țebea, și la secția de la Magna Curia din Deva. Mai exact, numărul vizitatorilor la Ulpia Traiana Sarmisegetusa a fost în total de aproximativ 49.000, urmat de un număr mai mare de 13.000 de vizitatori la Țebea și Baia de Criș, iar pe locul 3 se află Muzeul Magna Curia din Deva cu peste 5.000 de vizitatori. Prețul de intrare pentru elevi și studenți este de 1,50 lei, iar pentru adulți de 4 lei, însă de sâmbătă aceste tarife cresc. Începând de sâmbătă, prețul unui bilet de intrare pentru elevi și studenți va fi de 2 lei, iar pentru adulți de 10 lei. Conform reprezentanților de la muzeu, Ulpia Traiana Sarmisegetusa a ajuns pe primul loc în topul preferințelor vizitatorilor datorită monumentului antic, al amfiteatrului și tuturor celorlalte sanctuare care se găsesc în perimetrul muzeului.